explicați că polonezii, că erau oaia neagră, au fost vizitați de Biden, au fost vizitați de Kamala, parcă, adică au fost vizitați de tot ce înseamnă înalt oficial american și până acum o lună și jumătate erau oaia neagră, mai erau un pic și erau dați afară din Uniunea Europeană. Este o explicație care trimite la un moment numit războiul din Irak, al doilea. Când a fost războiul din Irak, Europa veche, occidentală, a avut anumite reticențe în frunte cu Europa aceasta, mai ales Franța. Și dacă nu mă știu, nu știu cine era atunci, Chirac sau președinte, și atunci Statele Unite ale Americii au pariat pe fostele țări comuniste. Deci noi avem o împărțire a Europei. Europa occidentală cu pretenții de statalitate, cu istorie, cu demăreție, nu ar mai vrea să depindă așa de mult de americani, acum depind, și Europa aceasta tânără, obsedată de americani. America a folosit foarte mult Europa de Est, noi, Polonia, în bătălia cu Vestul. Conflictul în legătură cu Polonia, conflictul care ține de statul de drept, de partea conservatoare care acolo, a fost cu Europa de Vest, nu cu America. Deci Rusia, de fapt, se bate cu... cu binomul, am înțeles foarte bine. E foarte important acest lucru. Am înțeles. În acest moment, asta nu înseamnă că ea va fi absolvită, Polonia, de toate... Bineînțeles, că nu știm foarte bine cum este istoria. Totuși mă surprinde faptul că polonezii sunt foarte agresivi atunci când vine vorba de Rusia. Întotdeauna. Ei au avut o mult mai mare... adversitate față de... Da, și s-au considerat egale rușilor, pentru că în spatele... Poloniei de acum este Polonia mare, sunt leșii. În spatele nostru... În spatele nostru. Sunt răzeși. Domnul Cristo, încercați să păstrați un dialog în spatele civilizat. Nostru, al țărilor române. Sunt imaginile. Mă rog. Bun. Dincolo, practic Ucraina. Se duc până la capă. Și dincolo, care iar o să pară surprinzător, și spun, avem și acolo coaliție multinaționale, dar este o coaliție discretă. Adică avem pe de o parte Rusia, care este în fruntea acestei bătălii și în spatele... Cum adică în fruntea ei? A invadat Ucraina. Vreau să mă să termin, parcă ești direct mă coțofenă la televizor. Dar eu sunt coțofană. Iar tu neavând în caz că nu crești și ție... Haideți să ne întoarcem. Deci la ora actuală, pe plan... Deci este China, spuneți într-un... Să începem. Pe planetă există foarte multe... state supărate pe nevoia Americii de a fi hegemon. E China, e India, sunt multe țări din America Latină. Ele, adică nu mai vrem hegemonia Statelor Unite. Da, ele nu au intervenit fățiși în sprijinul Rusiei, pentru că ele sunt anti-americane, nu pro-ruse. Ele sunt anti-americane. Pentru că nu sunt de acord cu agresiunea, nici o țară nu va fi, pentru că și ele au probleme cu republicile care se pot desface. Dar există această coaliție discretă care ar vrea ca în Ucraina, că acolo e bătălie, ringul e în Ucraina, americanii să-și frângă gâtul. Bun, deci practic Ucraina este sacrificată. Nu, tu ai spus, nu eu. Nu pot permite să spun asta. Păi nu, dar asta se înțelege și o spun eu. Este sacrificată în acest război, da? Dintre două mari tabere, da? Da, Marius, că în perioada războiului rece, acest război era banal. Adică, marele puteri, cele două superputeri, în loc să se confrunte ele, se confruntau în zone laterale. Cuba, Vietnam... Mm. Însă, spre deosebire de războiul rece, acum este fățiș sprijinul. Adică, când americanul a intrat în Vietnam, Vietnamul de nord a fost ajutat de China, dar discret. Bun, și ucrainienii nu înțeleg asta, Zelenski nu înțelege asta, că am plecat de la aceste două portrete și v-am rugat să, în continuare să explicați, să detaliați. Zelenski-Putin. Zelenski nu înțelege asta? Nu. Nu înțelege pur și simplu. Nu, el e Mesia acum, nu înțelege. Poftiți? Domnul Marius Tucă. Marius Tucă. Hai să discutăm acum cu luciditate. Da, Marele Geacă. Cu luciditate. Cu luciditate. Încă o dată. Când
A fost 26 iunie 1940, cedarea Basarabiei. A fost două ședințe de consili, două consilii de coroană. Și a fost cam cum e în Ucraina acum, înainte de invazie. Și atunci s-a spus așa: avem posibilitatea să nu răspundem ultimatumului, dar există riscul ca Rusia să ne șteargă de pe fața Pământului, adică să ne facă pagube, să ne bombardeze și astea, și posibilitatea să le dăm și apoi mai vedem. Totul e să rămânem neatinși. Dacă ai observat o chestie, uite acum, și interesantă. Și în 44 și în 40, noi n-am fost teritorii pisate. Adică dacă, de exemplu, nu era 23 august, 44. E posibil să fi fost pisați. Da, erau bătălii pe teritoriul nostru și că distrugerile erau foarte mari. Deci, în cazul unui președinte precum Zelenski, au avut două opțiuni. Opțiunea de la început, înainte de a accepta ultimatumul rusesc și nu era război, și varianta de acum. Aici putem discuta, discuția este la infinit. Discuția singur că este la rece. Bun, punem în continuare cele două figuri foarte mari, Putin și Zelenski. Ce este ceva care îi, nu neapărat că îi apropie, au un fir comun în ceea ce fac? Că dacă vorbim despre comunicare, vedem o diferență de la cer la pământ. Nu, n-au nimic în comun. Unul este infantil, Zelenski, și celălalt nu. Celălalt e bandit, poți să spun, în sensul. Nu, nu. Mm-hmm. Acum, dincolo este. Dar în partea de comunicare, Zelenski, eu zic că a câștigat pe departe, în fața... Pe Twitter. Pe Twitter, pe Facebook, și... pe televiziuni. Păi nu, mai ales că războiul... Puteți să faceți o analiză la rece vreți să vă enervați? Războiul mediatic, stai puțin, nu pentru că risc să spui prostiile pe eu care le spun. Eu nu spun nicio prostie, Marius, eu întrebam. Înainte de a mă întreba, să stabilim un lucru. Cei de la CNN până unde, de la toți generalii ăia în rezervă din America și francezi, nu se pricep la Rusia. Punct. Ei interpret, nu ca să înțeleagă... Okay. Păi nu se înțeleagă. Toate prostiile pe care le spun ei și spun numai prostii, așa. Asta cu Putin care e dement și că e nu știu ce, vin din faptul că ei interpretează Rusia, nu altă țară din lume, cum probabil interpretează și China, din perspectiva lor, a mentalității occidentale. Am spus, de 8 ori am fost, de fiecare dată când am venit din Rusia, când m-a întrebat, am zis, cum e Rusia? Am zis, Rusia e Rusia, nu știu. 2 ori 2 fac 5, am terminat. Deci, din punctul acesta de vedere, și atunci, războiul mediatic, echipa, mașinăria, nu interesează ce spune restul lumii. El interesează care 83%. Noi putem să discutăm. Păi nu, i-am zis în sensul meu că cea mai mare greșeală în România, vă dau un exemplu. Și știi foarte bine, este că noi îi considerăm pe ruși ca pe noi. Pentru ruși americani... Nici o secundă nu. Nu, păi nu. Pentru ruși americani sunt americani. Ei, și cine sunt americani? Deci nu există complex. Aici aveți un exemplu foarte bun, apropo de faptul că la un moment dat se vorbea despre Navalny să fie, să ajungă la conducerea Rusiei. Tot Rusia era. Și veneați cu replica asta care mi se pare foarte potrivită pentru datorul era. Dar, pe de altă parte, judecând la rece, și eu judec la rece, nu mai iau nici după CNN, pentru că nu pot la ceea ce a făcut CNN-ul în campania din America Biden-Trump, când s-a ocupat cu fake news-ul, ba și New York Times-ul și multe altele, care pentru mine erau ca niște biblii. Nu neapărat CNN-ul. Acolo era și foarte mult comercial. Dar ziare mari, știți bine, la care ne uitam ca la marile ziare ale lumii. Hai să nu spunem ca la Biblie, cu toate că într-o vreme au fost. Și uitați-vă ce diferență, apropo, și o discutăm despre asta, propaganda care se face acum pe canalele media și felul în care presa scrisă și ce era atunci radio, mai ales, de al doilea război mondial, dar și televiziunea, făcea o transmisiune, să spunem, foarte corectă, dacă ne întoarcem în timp și vedem. BBC-ul în Cristoiu, dar eu vorbesc în principiu. Acum e o propagandă continuă. Da. Și nu poți să verifici nimic din ceea ce e.
sigur că nu poți să verifici nici de la ruși nimica. Sursele directe rămân singurele și alea nu știi dacă se lei de bune sau nu. Declarație la Lavrov, declarație Biden, Putin, Zelenski și așa mai departe. Bun, ne întoarcem, vom discuta despre război informațional, vreau să zic doar atâta. Pe departe, războiul ăsta al imaginii a câștigat Zelenski în lumea occidentală. Aici nu încape nicio îndoială, vă spun, nu, dar nu era de a ne contrazice. Eu am spus că nu-l interesează pe ruși războiul cu lumea occidentală. Păi da, dar nu e doar rușii pe lume, mai e și... Nu, dar nu-l interesează. Știu că nu-l interesează, dar spuneam, da, în lumea asta... N-am nicio îndoială. Știți că nemții au donat, nemții, domnule, nemții, da, au donat la bani nesfârșiți pentru Ucraina și așa mai departe.